Un ciclon polar a lovit România și a dus cu el zăpadă și viscol. De altfel, meteorologii au extins codul galben de ninsor și viscol, primul din acest sezon. Valul de aer foarte rece a provocat o scădere considerabilă a temperaturilor în toate zonele țării. La malul mării, vântul suflă cu putere, așa că autoritățile de acolo au luat toate măsurile speciale de siguranță și au închis toate porturile. Jurnaliștii Antena 3 CNN, așa cum vedeți deja, sunt în toate zonele vizate de atenționările de vreme rea și ne arată în direct care este situația. Începem! Și mergem pentru început la Sinaia, acolo unde ați văzut că ninge deja puternic. De altfel, ninsorile abundente sunt de câteva ore bune în mai toate zonele montane. Colega mea, Delia Ularu, mi se alătură în acest moment cu imagini și informații. Delia, bun găsit! S-a așternut deja și strate de zăpadă acolo. Bine te-am găsit, bun găsit, doamnelor și domnilor. În Sinaia ninge cam povești deja de mai bine de o oră. S-a așternut destul de subțire de zăpadă, însă la altitudini mari, la cota 1400, spre exemplu, s-a așezat la această oră zăpada, iar potrivit specialiștilor, 2-3 cm, iar până la miezul nopții, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie, ar putea ajunge până la 10 cm, ceea ce înseamnă că în orele următoare am putea vedea pârtiile pline, în special de copii, pentru că este duminică și ar vrea să se bucure de prima zăpadă din acest sezon. În Brașov ninge de asemenea, ninge chiar și în oraș, însă din informațiile pe care le avem, nu au fost înregistrate probleme până la această oră. Este emis un cod galben de vijelii puternice și ninsori în 5 județe, în special în zona montană a acestora, dar și de ploi abundente în aproape toată țara. Avertizarea meteorologică rămâne în vigoare, spun specialiștii de la ANM, până mâine dimineață la ora 10. Mulțumesc foarte mult, Delia. Vă spuneam, doamnelor și domnilor, faptul că meteorologii au prelungit, iată, acest cod galben de vreme severă. Asta înseamnă și